Contribuabilii care își plătesc datoriile la finanțe înainte de termen vor beneficia de reduceri la suma datorată. Este vorba de persoanele fizice care au depus declarația unică până la 31 iulie și își achită integral obligațiile până în 15 decembrie. Aceștia beneficiază de o bonificație de 10% din totalul sumei datorate. Pentru cei care achită obligațiile până la 15 martie, reducerea este de 5% anunță Ministerul de Finanțe. Totodată, persoanele care primesc decizii de impunere pentru definitivarea impozitului pe venit sau a aferente anilor fiscali precedenți au ca termen de plată data de 30 iunie 2019 și vor beneficia de o bonificație de 10% dacă își achită obligațiile până la 15 decembrie. Contribuabilii care vor primi decizii de impunere pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale aferent anilor fiscali precedenți la începutul anului 2019 au același termen de plată, 30 iunie 2019, și vor beneficia de bonificația de 10% dacă și achită obligațiile până la 31 martie 2019.